Bună ziua, bine ați revenit în studioul TV al ziarului de Iași. O avem astăzi alături de noi pe doamna Gabriela Dima, director zonal al Teach for Romania, un program care a apărut de câțiva ani în România și se ocupă de zonele defavorizate, de școlile din zonele defavorizate. Doamnă Gabriela Dima, spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre program. Ce este Teach for Romania, ce face el și care e scopul final? Teach for Romania este o organizație în România de 8 ani care face parte dintr-o rețea internațională de prezentă în alte 60 de țări ale lumii. E o rețea globală și propune să recruteze, să selecteze și să susțină timp de 2 ani profesori care aleg să meargă în cele mai vulnerabile comunități, în școlile în care sunt cele mai mari provocări. Sunt oameni care au deja experiență la catedră sau oameni noi care sunt pentru prima dată în sistemul de educație. Și pe parcursul celor 2 ani îi susțin cu parte de formare, cu parte de mentorat, astfel încât să poată să asigure participarea copiilor la școală, de la prezență fizică, dar și atingerea potențialului pentru copii. Deci, de fapt, ne dorim ca fiecare copil să-și poată atinge potențialul. Ne dorim oportunități cât mai bune de viață, o șansă cât mai bună în viață prin intermediul educației. Totuși, de ce este nevoie de să vină Teach for Romania? De ce este nevoie de acest program? De ce nu a reușit sistemul clasic de învățământ, statul, să regleze problemele din punctul dumneavoastră de vedere? Meseria de cadru didactic în ultimii ani nu a mai fost atât de atractivă. Dacă acum 20 de ani vorbeam de nivelul salarial, acum vorbim de faptul că, din păcate, se pune accentul și sunt scoase în evidență mai degrabă lacunele sistemului și carențele sistemului educațional și mai puțin părțile bune și oamenii valoroși din sistem, astfel încât a pierdut foarte mult ca imagine meseria de cadru didactic, devine extrem de provocator. Într-adevăr, ca orice sistem public, este un sistem destul de rigid. Este și foarte multă impredictibilitate în sistemul de educație din România. Știm de cât de mulți miniștri s-au schimbat de-a lungul timpului. Legislația, evaluările se modifică de la an la an și pentru un tânăr, mai ales, nu este foarte, foarte atractivă cariera didactică sau pentru cineva care nu are pregătirea necesară. Și atunci, cred că ăsta este unul dintre motivele pentru care este nevoie de Teach for Romania. Noi avem convingerea asta că în continuare sunt oameni valoroși în sistemul de educație, i-am întâlnit, dar în același timp am văzut că sunt oameni care își doresc, au ajuns în acel punct al vieților în care își doresc să facă o schimbare majoră, își doresc ca munca lor să aibă sens, sau tineri care chiar vor, atunci când debutează în profesie, să fie o carieră în care simt că pot să contribuie. În zona Moldovei, primul birou zonal al Teach for Romania și cred că sunt 32 de profesori și 40 de școli din zone vulnerabile, sper că nu mă înșel. În acest moment, la nivelul județului Iași, câte școli aveți în program și câte cadre didactice și cum stăm față de celelalte județe din zona Moldovei de care vă ocupați? Cel mai mare număr de profesori anul acesta îl avem în județul Iași. 15 din cei 32 de profesori sunt în județul Iași. E vorba de educatori, învățători și profesori de învățământ gimnazial. Și aș spune că da, stăm cel mai bine. Aproximativ 16-17 școli, pentru că sunt și școli în care avem două, patru cadre didactice. Este exemplu Mironeasa, și atunci e o comasare mai mare acolo. Stăm cel mai bine ca reprezentare, dar ne dorim în continuare să ne extindem și tocmai ce a debutat prima rundă din cele patru, vor fi patru runde de selecție pentru noua generație, generația nouă de profesori susținuți de Teach for Romania, acum,
a debutat și primul termen este pe 15 noiembrie. Deci mai au foarte puțin timp să-și depună candidaturile cei care doresc să urmeze o carieră în învățământ sau să primească sprijin, după cum spuneați, da, că pot fi și cadre didactice aflate deja în sistem. Specific pentru județul Iași, chiar este asta, vom recruta exclusiv persoane care au studii corespunzătoare postului, având experiența acestui an, în care a fost provocator să putem să integrăm persoanele care nu au studii corespunzătoare postului. Spuneam că e multă impredictibilitate și cu câteva zile înainte de începerea anului școlar se știe care sunt posturile rămase pentru cei care nu au studii corespunzătoare postului. Astfel încât anul acesta vom merge doar cu persoane care sunt calificate. Întotdeauna recrutăm absolvenții de studii superioare sau cei care sunt în anul terminal și dau pe vară licența, sau elevi de liceu pedagogic care au specializarea asta de educator sau învățător și pot profesa imediat după finalizarea liceului. Deci pe județul Iași, foarte, foarte specific, da, vom lucra doar cu cadre didactice care sunt calificate, fie că intră acum în sistem și dau examenul de titularizare, fie sunt deja la catedră. Spuneați că stăm cel mai bine la nivel de număr de cadre didactice la Iași. Sunt aici și cele mai mari probleme sau doar e un pas, o ramificare care urmează pe viitor? Probabil a fost mult mai ușor în Iași, fiind un centru universitar mare, să putem să ajungem la atât de mulți oameni. Având, începând de anul acesta, biroul în Moldova, vom avea relații strânse cu toate universitățile din Moldova și din Galați și din Suceava și din Bacău, dar și cu toate liceele pedagogice, pentru că sunt județe în care e lipsă mare de învățători și educatori și atunci vom colabora foarte strâns cu ei. Dar în Iași vizăm anumite comunități care sunt super provocatoare, iar unele dintre ele sunt la nici 40 de kilometri de municipiul Iași. Ce ne dorim însă foarte, foarte mult înainte de a propune aceste comunități către candidații noștri este să înțelegem foarte bine de unde vine acel risc socioeducațional crescut. Deci vorbim de o marginalizare profundă la, să zicem, trei școli pe care eu le-am identificat conform statisticii care există la nivel național și care sunt una la 40 de kilometri, una la 27 de kilometri. Două comunități foarte aproape de municipiul Iași și voi merge acolo ca să înțeleg exact ce tip de provocări sunt, ca să putem să recomandăm cel mai potrivit candidat. Fiindcă o comunitate vulnerabilă poate fi vulnerabilă pentru că e un număr mic de copii și se învață simultan și e un gen de provocare și ai nevoie de un profesor care să aibă experiență la catedră. Sau poate fi vorba de o sărăcie profundă și acolo ai nevoie de servicii adiacente și mai degrabă îți alegi un cadru didactic care, pe lângă experiență, are și capacitatea asta de a aduce foarte multe resurse și aduce foarte mulți actori care să susțină și să vină cu servicii adiacente. Deci, pentru toate școlile vulnerabile din județ vom face o analiză astfel încât să putem recomanda cei mai potriviți candidați pentru fiecare comunitate în parte. Vorbeați de rata de abandon școlar și de problemele pe care le întâmpină diferite școli din, nu doar din județul Iași, ci din zona Moldovei. Și spuneați într-un interviu că zona Moldovei e una dintre cele mai vulnerabile din țară. Ce investiții ar trebui să facă autoritățile pentru a schimba măcar un pic această situație? Noi credem în primul rând că e extrem de importantă resursa umană care merge în comunitate. Și cu cât e mai vulnerabilă comunitatea, cu cât ai nevoie de un leadership mai crescut, oamenii respectivi să poată să înțeleagă foarte bine contextul, dar în același timp să aibă și capacitatea să atragă resurse. Pentru că resurse există, este experiența noastră din ultimii ani. Sunt profesori care abia anul acesta au intrat pentru prima dată în sistemul de educație, unii dintre ei fără studii corespunzătoare postului și care au reușit deja să mobilizeze resurse ca să susțină copiii, fiindcă abandonul școlar sau
calitatea educației, poate, slaba calitatea educației, poate să însemne că copilul nu poate participa fizic la ore, pentru că, ei un exemplu, erau 3 grade în dimineața aceea în sat și era fetiță care venise în sandale. E adevărat, avea niște șosete flaușate, dar erau 3 grade. Acum sunt afară peste 10 și nu ne încălțăm în papuci. Deci sunt copii care nu pot participa pentru că nu au hainele necesare, nu au cu ce să încălța, nu au cu ce să îmbrăca ca să vină la școală, nu au resurse pentru educație, pentru rechizite, dar sunt și situații în care e vorba de calitatea actului didactic și de ce anume să faci, în ce să investești ca să crească calitatea actului didactic, de la infrastructură. Pentru că da, contează foarte mult, sunt studii, Hattie spune că contează foarte mult ambientul, cum arată sala de clasă, cât de primitoare este școala respectivă, până la dotări și pregătirea cadrelor didactice. Pe toate trebuie să le avem în vedere, toate contează și impactează educația, resurse sunt, important este să le ducem acolo unde este cea mai mare nevoie de ei. De ele. Și nu putem să gândim această alocare per capita la fel. Sunt mici diferențiere acum, dar nu suficiente. Și trebuie să ținem cont de ele ca să creștem calitatea educației în anumite comunități. Dacă e nevoie de programe remediale, cu siguranță asta înseamnă că ai nevoie de mai multe fonduri ca să poți să faci programele respective. Deci nu vorbim doar de diferența majoră dintre urban și rural, nu se rezumă doar la o lipsă a dotărilor, ci nevoie și de personal specializat care să știe cum să acționeze specializat pe zona respectivă. Am fost recent la Hărpășești împreună cu dumneavoastră la o lecție deschisă, un cadru didactic tânăr din cadrul programului, și am văzut că se lucrează foarte mult pe partea emoțională. E un factor pe care trebuie să-l facă cadrele didactice din zonele astea mai sărace sau asta ar trebui să fie abordarea tuturor profesorilor? Cum vedeți dumneavoastră? Nu e opinia noastră ca organizație, ci studiile spun că înainte de a se produce învățare e nevoie să construiești o relație cu copilul. Copilul respectiv trebuie să se simtă în primul rând în siguranță, la clasă și în școală, și apoi să simtă că este văzut, că este auzit, că opinia lui contează, să creezi un mediu în care greșeala este nu doar acceptată, dar se înțelege faptul că nu se produce învățare fără greșeală. De fiecare dată când învățăm ceva nou, o să greșim și face parte din proces. Copiii sunt învățați să fie sancționați dacă greșesc și asta nu este bine. Asta e una. Dincolo de asta e vorba de faptul că vin cu foarte multe emoții, cu foarte multe probleme de acasă și când intră în clasă s-ar putea să fie supărați, s-ar putea să fie nervoși, agitați, iar rolul tău este în primul rând să înțelegi cum îl iei pe copil în fiecare dimineață. Una dintre rutinele pe care le practică profesorii Teach for Romania, dar recomand fiecărui cadru didactic, este să treci un pic cum sunt astăzi, cum mă simt, că sunt bucuros, că sunt trist, că sunt nervos, ca să înțelegi, este, te ajută pe tine în procesul de învățare, dar îi ajută și pe ceilalți ca să știe cum să se raporteze la colegilor de clasă. Să vorbim despre nevoile noastre, despre emoțiile noastre, despre fricile noastre, despre bucuriile noastre, că și bucuria poate fi foarte greu de gestionat la un moment dat. Am trăit asta, am văzut-o în clasă. E ceva firesc. Lucrăm mult în zona asta de autoreglare, lucrăm mult pe autodeterminare la copii, în zona de autonomie lucrăm mult cu ei. Lucrăm mult cu ei ca să îi învățăm să dezvolte relații sănătoase cu ceilalți, să comunice eficient cu ceilalți copii, pentru că acestea sunt abilități care le vor folosi toată viața. Nu are nicio legătură cu strict doar cu ce se întâmplă azi în clasă, ci e ceva ce le este util în toată viața lor. Bănuiesc că acești copii din zonele defavorizate vin cu mult mai multe probleme de gestionare a emoțiilor și cei care doresc să intre în program ar trebui să aibă în vedere
acest lucru, la ce se aștepte mai exact un cadru didactic tânăr care ajunge într-o localitate defavorizată sau vulnerabilă? Care ar fi primii pași pe care trebuie să-i facă? Spuneați dumneavoastră la ultima noastră întâlnire că mulți dintre profesori ajung să-și viziteze elevii acasă pentru a vedea exact care sunt problemele lor. Da, ce facem la început este să, în primele luni, este să cunoaștem cât mai bine elevii. La ce ar trebui să se aștepte? Nu există o rețetă. Prezența noastră în Moldova ne dă oportunitatea fiind în proximitate, să putem să înțelegem mult mai bine comunitățile în care urmează să mergem și să pregătim cumva o fișă a comunității. În școlile în care suntem deja, ne dorim evident să avem un număr cât mai mare de cadre didactice, dacă este posibil, și iarăși vom avea informații foarte bune despre școlile respective. Dar poți să găsești de la lipsuri materiale foarte, foarte severe, poți întâlni situații în care părinții nu înțeleg care este rolul educației și percep absenteismul ca pe ceva normal. E firesc să lipsească copilul 2-3 zile pe săptămână, dar a venit doamna la școală, a mai venit la școală, nu e ceva ieșit din comun. Poți întâlni agresivitate verbală și fizică, probleme în a-și gestiona emoțiile și dar a interacționa cu ceilalți copii, lipsa motivației pentru educație, foarte multă anxietate, foarte multă rușine legat de statutul lor, de nivelul lor de educație. Și atunci e important în primele luni, în primul rând, să-i faci pe copii să înțeleagă de ce ești tu acolo, că nu-i nicio rușine, indiferent care este nivelul la care suntem acum, dacă suntem aici împreună și sunt aici ca să vă ajut, să ai acest dialog și cu familia, să te duci fără să judeci în comunitate, doar cu curiozitate. Și poate dura 6 luni uneori ca să înțelegi comunitatea respectivă, să cunoști familiile, să vezi care sunt persoanele influente, pe cine te-ai putea baza ca să te susțină. Dar e să te duci foarte deschis și fără să judeci, pentru că nu deții adevărul. Chiar nu deții adevărul. Nu am trăit asta și o văd. Sunt persoane care consideră că, da, e obligatoriu să funcționăm într-un anume mod, cum adică nu știm să folosim toaleta. Acum 100 de ani niciunii dintre noi nu avem toaletă în casă și era perfect ok, adică nu eram considerați sălbatici sau ceva, era o stare de fapt. Sunt niște realități, le luăm ca atare și construim din punctul ăla. Nu judecăm, pentru că dacă vom judeca, de fapt nu vom avea nicio șansă să ajutăm real comunitatea respectivă. În fiecare cadru didactic nou care intră în program, urmează câteva săptămâni de pregătire. Nu știu, din experiența pe care o aveți, ce nu reușesc cursurile de psihopedagogie să împărtășească noilor profesori? M-am gândit mult. Eu am făcut programul de reconversie profesională și am avut profesori foarte buni. Au fost și cursuri mai puțin atractive, dar am avut și cadre didactice foarte, foarte bine pregătite, care ne-au oferit această viziune nouă asupra educației, asupra modului în care ne uităm la curriculum, la competențe. Cred că depinde și de fiecare dintre noi cât anume alegem să studiem. Faptul că ești într-un domeniu de foarte mulți ani, indiferent de domeniu, nu înseamnă că nu trebuie să te pregătești permanent. Cu atât mai mult în domeniul educației, care a făcut în ultimul an multe progrese, pentru că și neuroștiința s-a dezvoltat foarte mult. Ce face Teach for Romania și este extrem de valoros pentru programul de formare, este că ai șansa să faci practica pedagogică chiar într-o comunitate vulnerabilă. De obicei, practica pedagogică se întâmplă în orașul reședință, în municipiu, în școli foarte bune și ai senzația că toți copiii sunt la fel și toate clasele sunt la fel. Și ajungi în sat
și întâlnești o altă realitate și nu știi cum să te raportezi la ea. Ăsta este marele atu al programului nostru, că poți să faci parte de practică pedagogică în comunități vulnerabile. Un lucru, o idee pe care o să o duc și către, și am dus-o deja acolo unde am avut interacțiuni, și către licee și către universități, măcar pentru o perioadă de timp mai limitată, elevii care termină liceul pedagogic sau studenții care sunt la fac modulele pedagogice sau sunt la pedagogia învățământului primar și preșcolar, să aibă oportunitatea să meargă să facă practică pedagogică în comunități marginalizate și în mediul rural, ca să aibă o înțelegere mult mai bună asupra educației, de fapt, și cum anume se produce învățarea în astfel de comunități. Cu copii vulnerabili, cu carențe multiple, emoționale, eventual. Da, sau pur și simplu copii care nu au avut parte de expunere, care nu au avut posibilitatea de a primi educație în familie, pentru că, nu, cunoștințele familiei erau limitate, s-au crescut singuri, s-au crescut pe uliță și atunci nivelul de informație de la care îl iei, nivelul de competență de la care îl iei, poate fi mult mai scăzut. Pot fi foarte bun pe zona de abilități practice, pentru că au fost obișnuiți să facă diverse lucruri în curte, dar să nu aibă la fel de multe informații despre univers, să nu aibă aceleași abilități de comunicare în limba română, să nu vorbească la fel de corect, unii dintre ei să nu audă foarte corect sunetele și atunci te uiți la ei exact așa cum sunt, dar e foarte bine să înțelegi că da, ori să-ți vină copii care nu au mers în clasa pregătitoare, care nu au mers niciun an la grădiniță și îl iei de la zero. Și cu copii cu probleme de încredere în sine. Da. Bănuiesc că e mult de lucrat aici în zonele defavorizate sau unde părinții nu au o anumită pregătire și se așteaptă să rămână în continuare în localitate. Cât de dificil este să schimbi mentalitatea unor astfel de copii, că pot și ei să ajungă, nu știu, domnii de la pe care poate îi văd la televizor. Pentru mine a fost interesant să urmăresc, fiind la catedră, faptul că în zona de autoeficacitate și perseverență întâlneam copii din familii foarte diferite, unii cu familii foarte bune, care aveau o astfel de problemă. Nu mai imaginați-vă că îți dorești ce-i mai bine pentru copilul tău și alegi, pentru că știi că tu nu-l poți ajuta foarte mult, dar ai o situație materială bună, alegi să faci pregătire cu el din clasa 1 sau clasa pregătitoare. Mesajul pe care tu îl transmiți copilului respectiv este că el nu se descurcă singur. Și am început să lucrez cu un astfel de copil în clasa a doua, care la prima provocare pe care o avea, renunța, se simțea extrem de frustrat, îi dădeau lacrimile și era un copil foarte bun. Dar, într-adevăr, încrederea în sine lipsește, pentru că au auzit de foarte multe ori că sunt proști și că ei nu pot. Dacă n-ai încredere în tine, nici nu poți persevera. Adică să poți să rămâi în sarcină și atunci când este greu, nu ai această rezistență la frustrare. Perseverența vine din încrederea că tu poți să realizezi obiectivul respectiv. Nu e ceva ce i-au primit. N-au văzut-o, nici nu au foarte multe modele de succes, revenind la întrebarea dumneavoastră, dar iarăși când spuneam că e important să cunoști comunitatea și oamenii semnificativi din comunitate, e important să găsești inclusiv acești tineri sau mai puțin tineri, oameni care în ciuda mediului din care proveneau sau, și a provocărilor pe care le-au întâmpinat, au reușit. Avem în program este alumn acum, făcea 20 și ceva de kilometri pe jos ca să ajungă la școală, trecea prin câmp, prin pădure ca să ajungă la școală în fiecare zi, era cel mai bun, a fost cel mai bun elev din școală și în primul an nu s-a putut înscrie la liceu pentru că nu avea bani. Tragedia este că nimeni din școală nu l-a întrebat de ce nu s-a înscris. Și era șef de promoție. Un copil care făcea în fiecare zi aproape 40 de kilometri pe jos ca să vină la școală. A lucrat un an de zile
Și după aceea, cu banii pe care el îi avea, a avut curaj să se ducă și la primărie și să ceară un ajutor și a primit ajutor. Și a primit susținere ca să poată merge la liceu, a terminat facultatea, el a doctorat, el a fost și profesor în program. E un astfel de copil care a avut un vis foarte puternic. Familia nu îl putea susține. A avut momente în care n-a mai avut încredere, cu siguranță, dar el a intrat în program pentru că, de fapt, și-a dorit să fie profesorul pe care nu l-a avut. Nu toți au însă tăria lui și puterea lui de a se duce la 14 ani, la 15 ani, la primărie, să ceară ajutor. Și atunci e foarte important ca să vedem copiii pe care îi avem în clasă, să le înțelegem provocările și să îi încurajăm să nu renunțe, mai ales când lor le este cel mai greu. Să fim alături de ei și să le dăm speranță că se poate. Și bănuiesc că cadrele didactice din cadrul programului lucrează foarte mult pe partea asta de a le cunoaște problemele și ulterior să poată interveni cu ce este nevoie. Nu știu, în momentul de față, că toți vorbeați la începutul interviului de statutul profesorului, cei din afara sistemului, care nu cunosc exact ce presupune meseria de cadru didactic, văd doar că profesorul are vacanță 3 luni vara, mai aud că sunt cadre didactice cu salarii de 4-5 mii de lei pe lună, dar nu văd de fapt și munca din spate, nu știu, și realitatea, nu știu, pe o navetă de o oră dus și o oră întors în fiecare zi, și materiale didactice făcute până miez de noapte. Cum vedeți dumneavoastră realitatea din școli, mai ales pentru cadrele didactice care fac naveta 40-50 de kilometri zilnic? Dacă au de făcut o navetă de 40-50 de kilometri, e mai mult de o oră. Spune experiența din teren. Dacă ești în județul Iași, locuiești în Iași, trebuie să fii pregătit să-ți ia vreo 40 de minute să ieși din oraș. Și după aceea e mult mai simplu că nu mai e atât de aglomerat. Dar da, e o navetă de minim o oră. Poate fi o oră și jumătate. Ajută într-adevăr mașină. Mașina. Nu este meseria de cadru didactic... Înseamnă și o imensă responsabilitate, dar este și meseria care îți aduce în fiecare zi satisfacții, dacă înveți să te uiți la asta. Era un lucru pe care îl făceam în fiecare zi după ce terminam programul. Mă opream și beam o cafea la magazinul de peste drum din sat, de peste drum de școală. Și rememoram cu doamna Ana toate momentele haioase de peste zi. În primele luni am plâns în fiecare zi, în drum spre casă. Dar înainte să plec spre casă, îmi reaminteam toate momentele frumoase care s-au întâmplat. Plângeam pentru că eram frustrată că nu făcusem eu ce trebuie, că nu-mi ieșise, că diverse lucruri. Sau pentru că te izbea realitatea, lipsea copilul pentru că a trebuit să taie lemne și avea 8 ani. No, și te lovea chestia asta în față. E o meserie care îți aduce extrem de multe satisfacții. Ai posibilitatea să dai aripi copiilor din meseria asta. E foarte frumos, n-am știut să fac asta în primul an, dar e foarte frumos să înveți să dai un pas în spate și să te uiți la ei cât de bine lucrează împreună și cât de bine învață împreună dacă tu nu îi intervii foarte mult, ci le dai doar ghidare. E foarte frumos să vezi copilul ăla care n-avea curajul nici să scrie o literă, că în timp face 5, a făcut jumătate de pagină, că învață să citească. Sunt multiple satisfacții din meseria de profesor sau oameni, copii care erau în abandon școlar și pe care i-ai readus la școală după 3 ani. Și mi se pare extraordinar. E o meserie care îți oferă foarte multe recompense, te și consumă emoțional și... Depinde de tine să înveți să-ți iei bucurie în fiecare zi din ceea ce faci, să nu judeci, cum spuneam, te ajută iarăși foarte mult, să iei lucrurile ca atare și să înveți să ceri ajutorul
în jurul tău, dacă alegi să lucrezi într-o astfel de comunitate, da, va avea foarte mult sens ceea ce tu vei face. Sfatul meu este să nu fii singur, ti ce oferă puterea comunității, faci parte dintr-o comunitate. Anul ăsta avem 120 de profesori, avem 180 de oameni care au terminat deja programul. Sunt o comunitate foarte puternică. Spre exemplu, în seara asta avem o întâlnire în care discutăm despre cum intru în comunități super închise și super provocatoare. Vin și alumni și oameni care sunt în program. Ai puterea comunității, dar e foarte important să te uiți la toate resursele care sunt în jurul tău, pentru că educația în acest moment în România e un subiect de foarte mare interes la nivelul opiniei publice, la nivelul omului de rând. E ceva ce, cu care rezonăm fiecare dintre noi și oamenii sunt dornici să ajute. Doar că e nevoie uneori să te duci într-o comunitate și să le reamintești oamenilor că se poate și altfel. Eu am trăit asta pe propria piele. E foarte important să fie niște pionieri care se duc acolo și le reamintesc celor care sunt deja în sistem că se poate. Și ei își aduc aminte, asta e, că eu când am intrat prima dată, parcă nu renunțasem. Vorbeam cu un domn, uneori nepăsarea devine o formă de apărare atunci când te izbit de atât de multe piedici și ai acumulat atât de multă frustrare și mimezi nepăsarea ca să nu te mai doară atât de tare dacă ești în sistemul de educație. N-aș judeca așa de aspru, că sunt totuși oameni care au rămas la catedră nu doar pentru salariul ăla, care nu e așa mare încât să te motiveze, ci pentru că chiar cred că copiii au nevoie de ei. Deci că profesorii Teach for Romania reprezintă un factor de schimbare nu doar la nivelul clasei la care predă, ci încearcă să fie un factor de schimbare în cancelarie și să fie locomotiva care împinge în cazul ăsta de la spate și pe ceilalți. Și întreaga comunitate de altfel, pentru că profesorul reușește să adune în jurul lui mulți actori care sunt relevanți pentru ce înseamnă ecosistemul copilului, da. Schimbi în cancelarie, schimbi în comunitate. Vă mulțumesc pentru prezența în studioul TV al Ziarului de Iași, pentru disponibilitate. Vă urez succes dumneavoastră în continuare și, nu știu, invităm ieșenii care doresc să aducă o schimbare reală în localitățile defavorizate din Iași sau din zona Moldovei și să intre pe pagina de web a programului să vadă exact acolo pașii care trebuie urmați pentru a se înscrie în program. Vă mulțumesc din nou pentru prezență, vă mulțumim pentru atenție. Am fost Andrei Mihai, reporter al Ziarului de Iași. O zi cât mai bună!